Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce folosesc structura secvențială și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care calculează și afișează aria unui romb ABCD, știind că de la tastatură se citesc două numere reale, strict pozitive, care reprezintă lungimile celor două diagonale, AC și BD. De exemplu, dacă lungimile celor două diagonale sunt 6, respectiv 4, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 12. Ne reamintim că aria rombului, pentru care se cunosc lungimile diagonalelor, este egală cu jumătate din produsul valorilor celor două diagonale. În programul prezentat se utilizează variabilele reale AC și BD, în care vom citi cu ajutorul comenzii sin valorile diagonalelor rombului ABCD. În variabila aria se calculează aria rombului conform formulei cunoscute. Afișarea valorii variabilei aria se realizează cu ajutorul comenzii cout. La execuția programului se citește în variabila AC valoarea 6 și în variabila BD valoarea 4 și mesajul afișat este 12. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care calculează și afișează lungimea perimetrului unui romb ABCD. Știind că de la tastatură se citesc două numere reale, strict pozitive, care reprezintă lungimile celor două diagonale AC și BD. De exemplu, dacă lungimile celor două diagonale sunt 6, respectiv 2, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 12.6491. Să ne reamintim că perimetrul rombului este egal cu 4 înmulțit cu lungimea laturii rombului. În acest context, se calculează lungimea laturii rombului ABCD. În programul principal se declară variabilele reale AC și BD. Cu ajutorul instrucțiunii sin, se citesc de la tastatură valorile reale strict pozitive corespunzătoare celor două diagonale, AC, respectiv BD. Aceste două diagonale își înjumătățesc valoarea. Cu ajutorul teoremei lui Pitagora, se calculează în variabila reală AB lungimea laturii rombului. Se utilizează funcția SQRT din biblioteca CMS. În variabila perimetru se va calcula perimetrul rombului ABCD, iar valoarea variabilei perimetru se afișează cu ajutorul instrucțiunii cout. La execuția programului, dacă pentru variabila AC se citește valoarea 6, iar pentru variabila BD valoarea 2, valoarea afișată pe ecran va fi 12.6491. Aplicație practică 3. Scrieți programul C++ care calculează și afișează lungimea diagonalei AC a unui dreptunghi ABCD, știind că de la tastatură se citesc două numere reale strict pozitive care reprezintă lungimile celor două laturi AB și BC. Să ne reamintim că lungimea diagonalei AC va fi calculată cu ajutorul teoremei lui Pitagora, aplicată în triunghiul dreptunghic ABC, pentru care se cunosc cele două catete, AB și BC.
În programul principal se declară variabilele reale AB și BC, în care vom citi valorile reale strict pozitive pentru cele două laturi ale dreptunghiului dat. În variabila reală diagonala se calculează cu ajutorul teoremei lui Pitagora lungimea diagonalei dreptunghiului nostru. Valoarea variabilei diagonala va fi afișată pe ecran cu ajutorul instrucțiunii Cout. La execuția programului, dacă în variabila AB se citește valoarea 4, iar în variabila BC valoarea 3, se observă că valoarea afișată va fi 5. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++, care calculează și afișează lungimea diagonalei AC a unui pătrat ABCD, știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv, care reprezintă lungimea laturii pătratului ABCD. De exemplu, dacă lungimea laturii AB este 4, atunci, în urma execuției programului pe ecran, se afișează valoarea 2,82843. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți utiliza instrucțiunile limbajului C++ pentru a calcula și afișa valori corespunzătoare elementelor de bază întâlnite la figurile geometrice studiate la matematică.